Bună seara și bine v-am regăsit, dragi telespectatori! Ne aflăm la unul dintre cele mai frumoase restaurante, Restaurant Prosper. Vom sta de vorbă cu șeful formației, Liviu. Îți spun bine ai venit la emisiunea Chef de Chef cu Lăutari. Să rămână! Ai emoții, Liviu? Puțin, dar ne descurcăm. Liviu, vreau să vorbim un pic despre acest frumos restaurant, pentru că este un restaurant deosebit. În primul rând, știu că aici se organizează evenimente, nunți, botezuri, petreceri, nu? Da, da. Iar voi cântați... De joi până duminică. De joi până duminică? Da. Sunteți formația de bază, voi, nu? Da, da, da. Tu ești șeful formației și... Da. Am înțeles că vin foarte mulți invitați speciali. Da, da, artiști. Da? Este vorba despre Adrian Minune, Ionuș Cercel, Vali Vigelie, Ionuș Prințu, nu? Da, da, da. Cristi Dules, cine mai vine? Marius Babanu. Marius Babanu, Alex Puștiu. Da. Deci sunt foarte mulți invitați, o dată pe săptămână sau de două ori? Vinerea și sâmbătă, bănuiesc, nu? Da, da, da. Vinerea mai mult. Hai să dăm adresa de aici, de la restaurant. Ce adresă e? 13 septembrie? Intersecția 13 septembrie. Cu Sebastian. Cu Sebastian, da. Da? O adresă de Facebook, un site. Restaurant Prosper. Un număr de telefon? 0760 593 593. Patronul acestui restaurant, Ionuț, este un om deosebit. De câte ori am venit aici, ne-a primit așa cu voie bună. Și să știi că datorită faptului că dânsul este un om atât de sincer, un om cald și foarte primitor, de aceea are acest restaurant în permanență full. Deci, de câte ori am venit, l-am văzut plin. Sunt puține restaurante care au clienți. Da, da, așa, dar așa e. Acest restaurant, chiar în permanență, are foarte mulți clienți. Este așa? Da, da, da. Deci nu mint, că tu ești aici. Cred că îți place foarte mult aici să cânți, nu? Normal. Dacă era numai te-ai obișnuit, în primul rând, că Ionuț este un băiat deosebit și în al doilea rând, probabil că e bine. Când vezi că ai clienți, te simți bine, nu? Normal, normal. Ce gen de muzică cântați voi aici? Noi cântăm toate genurile de muzică. Dar mai mult manele, nu? Manele, da. Cam după ora 9-10 așa vin clienții, nu? Ora 9-9. Se stă până dimineață. 6-7. Bănuiesc că și nunțile sunt superbe aici. Cred că organizează... Da, da. Foarte frumos, da. Mâncarea este foarte bună. Vreau să spun că am mâncat acum. Sunt cam sătulă, dar sper să pot să mă mișc, să dansez cu voi. Pentru că voi sunteți niște băieți deosebiți și sunt convinsă că o să iasă această petrecere foarte bine. Așa că îți doresc mult succes. Mulțumesc, Sărămâna! Îi mulțumim lui Ionuț, patronul, patronul, da, pentru că ne-a găzduit aici, în această seară, și sunt convinsă că această filmare o să fie pe placul dânsului, pentru că este restaurantul plin. Da. Și în seara aceasta va cânta Ionuș Cercel și, bineînțeles, voi, formația de bază. Da. Vă mulțumesc frumos! Și eu vă mulțumesc, Sărămâna! Bineînțeles și... cea mai tare moderatoare, Cornelia, împreună cu dansatoarele ei, să facă un show incendiar pentru toate fetele, pentru toți băieții. Și nu uitați, de joi până duminică, Gâmbiță și întreaga orchestră Prosper vă așteaptă aici la cea mai tare locație, Restaurant Prosper. Și nu uitați, accesați pagina de Facebook, Restaurant Prosper. Și vine prima melodie, Sistem Turbo, pentru toate fetele, pentru toți băieții. Și vrem ca toate vedele să participe aici lângă noi și lângă cele mai tari dansatoare, dansatoarele Corneliei, da? Să vină și dansatoarele noastre aici în față. Dar bineînțeles, prima melodie a rămaica pentru toate rămaicele. Să vină și a rămaicele lui Cornelia, da? Aici în față, tata. Să facem cel mai frumos spectacol numai la Restaurant Prosper, așa cum v-am obișnuit de fiecare dată. Dar bineînțeles, de drumul la șmecherie. Hai, toate fetele se iasă la joc. Toți băieții în fața aici, tată. Ce vă luăm la grisă? Una, două, trei și voi.
alla piaci di tot. Alla si tale tare de tu cu vinul mai bun. Scan originale cu vezi numai la maro. Nu mi-am ochii de la ea. Nu văd că se mișcă așa. Atocia medria. Araba e cara. L-am prins aici la intrarea restaurantului Prosper pe Gabi Beck. Îți spun, bine ai venit aici la restaurant Prosper. Să rămâile și bine v-am găsit la această locație minunată. Aici unde noi cântăm în fiecare seară, începând de joi până duminică. Și ce să vă spun, ne bucurăm pentru că ne-ați făcut o vizită atât de plăcută. Tu ai venit acum de la nuntă? Da, tocmai am sosit de la o nuntă unde eu cânt împreună cu colegii mei. Și ai timp să faci aici program? Da, bineînțeles, o să fac un program de 20 de minute, jumătate de oră, după care o să mă întorc la evenimentul unde eu cântesc. Deci tu ești în permanență aici, nu? De joi până duminică, da. Cu excepția sâmbetelor, când mai cântăm la evenimente. De unde ești tu, Gabi? Din ce zonă ești? După București. Accent? Din București? Serios? Serios. Înseamnă că de-aia nu te știu, că n-ai venit la emisiune. Ce să vă spun, da, n-am apucat să ajung la dumneavoastră la emisiune, dar promit că fac tot posibil să ajung. Uite, vezi, am venit eu după tine. Da, vă mulțumesc. L-am cunoscut pe domnul Ionuț, patronul acestui restaurant Prosper. Este un om deosebit. Da, așa este un om deosebit și bineînțeles că dânsul face cele mai frumoase serii aici la restaurant Prosper, împreună cu foarte mulți artiști renumiți, da? Începând de la Adrian Minu, Nevali Vigelie, Cristi Dules, Marius Babanu, Eli Sarmeca, Ionuș Cercel, Alex Puștu, mulți, mulți alți artiști renumiți care sunt acum în vogă la ora actuală. Gabi, abia aștept să te ascult, pentru că eu nu te-am auzit până acum cântând și îmi face o deosebită plăcere să te ascult și bineînțeles că te-am cunoscut. Cum să nu, cu mare drag am să cânt 3-4 melodii, atât cât îmi permite și timpul, da? Și promit că am să vin și la dumneavoastră în emisiune cu câteva melodii frumoase. Îți mulțumim frumos pentru interviu și vă așteptăm la cel mai tare restaurant Prosper. Vă așteptăm și noi de joi până duminică, alături de gazda noastră, Ionuț BMI-ul, cea mai bună și cea mai frumoasă gazdă. Vă pup pe toți! Și acum am o melodie separată pentru toți prietenii noștri care ne iubesc și ne apreciază pe noi, formația Prosper. O melodie specială pentru toți băieții cu caracter, băieții cu valoare, Big Boss, mare boss, tată, pentru toți boșii norocosii adevărat. Da, bineînțeles, să vină și Ivioara, Harry Potter de România al nostru, în fața aici, vină cu acum, Edre. Ha! Hey!
Regalo,
Ia veniți și informația, vă mulțumește frumos la toată lumea. Avem încă una bună. Așa să tranquilizăm un pic toate fetele, da? Cu dominul acolo, măicii mei. Să tranquilizăm toate fetele. Cu introducerea la Măruan, da? Ne place nouă! Cele mai frumoase fete, domnișoare, cele mai șucare. Ia! Ce mă dor, ce mă dor, ce mă dor, mă dor, mă dor. Mă doare, mă doare, mă doare, mă doare. Doarea subra naturale. Ce mă dor, ce mă dor, ce mă dor, mă dor, mă dor. Mă doare, mă doare, mă doare, mă doare. Doarea subra naturale. Saps, ca bine, 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 bine. Pentru toți băieți și toate fetele care știu să distreze la noi la restaurant Prosper, unde e cea mai frumoasă atmosferă datorită patronului nostru Ionuț Bemeiu, cea mai frumoasă gazdă! Adevărat! Ce mă dor, ce mă dor, ce mă dor, mă dor, mă dor. Mă doare, mă doare, mă doare, mă doare. Darea subra naturale. Ce mă dor, ce mă dor, ce mă dor, mă dor, mă dor. Mă doare, mă doare, mă doare, mă doare. Darea subra naturale. Trrrr, zac, zac, s-a mișcat bine. Trrrr, zac, a fost tădipit. Trrrr, zac, zac, bine de tot. De dragul tău nu mai pot. Trrrr, zac, zac, s-a mișcat bine. Trrrr, zac, a fost tădipit. Trrrr, zac, zac, bine de tot. S-o, s-o! Din frumoasă, în toate fetele, toți băieții, toți care știu să distrez de aici la noi acasă, la restaurant Prosper. Tine melodia cu domazor mambo italiano, mambo siciliano, pentru toți băieții adevărați, la bineînțeles. Lasă ca mă legă, ei mambo,
siciliană, ei mamă, mamă italiană. Solo, solo! Absoba, viața noastră, percuția noastră number one de aici de la restaurant Prosper. Maestru Lari, numărul unu cu percuția. Hai să vedem mitralina lui Lari. Rubele! Să-ți miște bulanele dansatoarele noastre. Pentru frații mei de acolo se vreau. Cornelia e lângă tine, uită-te să te simți bine. Ascultă ce vă spun eu, uitați-vă la talent show. Eu n-am bat pentru lovele și ți-am cântat din plăcere. Pentru fanii mei, pentru fanii mei.